Da. Bună seara, domnul Nicolae. Da. Bună seara. Mă scuzați, vă rog, că vă sun atât de târziu. Pur și simplu vreau să vă anunț că soția dumneavoastră o să vină puțin mai târziu. Eu sunt prietena. De unde să vii? De la serviciu. La unde lucrează? Cum unde lucrează? Dumneavoastră nu știți unde lucrează soția dumneavoastră? Eu divorțat. Păi, da, ea oricum a zis că vine. Ea m-a rugat să vă sun și să vă spun că ea vine, să vă pregătiți. Sau nu sunteți singur? Dar cine sunteți? Eu sunt prietena soției dumneavoastră și... Dar cum îți zici? Diana. Diana? Da. Cu numărul la care Nicolae sună. Nu, domn Nicolae, stați un pic. Soția dumneavoastră m-a rugat să vă sun și să vă spun că ea o să vină mai târziu. Bine. Nu este o problemă. Păi, dar stați puțin. Soția e lângă mine, bre, cum poți să-i spui? Nu, alta. Cealaltă. Cealaltă soție, domnul Nicolae. Cum adică care cealaltă? Domnul Nicolae, eu nu înțeleg cu cine sunteți dumneavoastră, dar eu vă spun. La unde sunați, în ce parte? La domnul Nicolae. Unde? Cum unde? Acasă. Unde? Stați un pic. Deci eu sunt pusă în situația că eu trebuie să sun, să vă anunț că soția vine mai târziu. Dumneavoastră mă întrebați pe mine care soție. Dar unde trăiești, soția mea? Păi cum, unde ați lăsat-o? Unde trăiești, întreb. Unde e la casa ei? Unde? Cum e familia dacă sunteți prieteni? Dar noi nu suntem prietene de familie. Da, de ce? De lucru? Da, de lucru. Adică dar ne unde lucrează așa, ca amice. Unde lucrează? Stați un pic, dar eu ce-s aici, la interogatoriu? Dumneavoastră da, ce sunteți, polițist? Nu acolo ați nimerit, ia că de ce? Nu, domnul Nicolae, deci dumneavoastră ce trăiți cu două? Dar unde lucrează ea? Ziua trăiți cu una și seara cu alta. Da? Serios? E, dar păi eu să-i spun la soția dumneavoastră, dar cum, dar cum? Dar poate vreți și cu a treia. Domn Nicolae, dați-mi vă rog să vorbesc un pic cu soția dumneavoastră, că nu înțeleg situația asta, eu nu înțeleg. Alo. Alo, bună seara. Bună. Eu sunt Diana. Sunt prietena soției domnului Nicolae. Și care soție? Păi eu nu înțeleg dumneavoastră cine sunteți. Dar cum o cheamă? Dumneavoastră sunteți Amanta? Da. Amanta sunteți? Da. Dar care soției sunați? Cum o cheamă pe soție? Of, Doamne, mă doare capul de toată telenovela asta. Păi eu nu știu care Nicolae sunt. Cum e familia, cui e el. Bine, hai să dăm cărțile pe față. Eu sunt iubita soțului dumneavoastră. Aha. Și am vrut și n-am înțeles de ce căutați dumneavoastră acasă la el. Pentru că eu sunt iubita lui. Dumneavoastră ce sunteți? Eu... Amanta. Tot iubita. E, domn Nicolae. Nicolae, tu și nu mă cunoști, Col? Ei, nu cunoști. Col. Dar cum e familia lui Colea? Colea? De? E puraș, drăgălaș, eu așa-i spun. El e zaici cu meu. Da? Da. Ei, hai, adă-i niște curieci care n-are nică de rost. Nu, lasă că eu am să aduc un morcov. Bine, morcov. Și mai departe? Spuneți. Mai departe, lasă că vă spunem de fapt ce se întâmplă seara asta. Suntem de la Radio Diaspora! Nu vă supărați pe noi, doamnă! De la ce radio? De la Radio Diaspora. Domn Nicolae, v-am făcut o farsă, domn Nicolae. Eu sunt Diana Rotaru. Am înțeles, da. Dar din partea cui? Denis. Din partea lui Denis. Din partea lui Denis? Denis, o vrut să vă facă probleme. Bună seara, eu sunt Anatol Melnic. Bună seara, Nicolae. Noroc, eu te ascult de multe ori pe internet. Da, ați văzut că ar trebui să iau și o fată la lucru, că e mai ușor să mergi altfel. Domn Nicolae, noi ascultăm și noi de multe ori cu farsele astea. V-ați obișnuit deja, nu? Deja sunteți de-ai casei. Da, ia că o sunat o fată și nu v-ați prins, vedeți? Vedeți care e treaba? Iată care a fost treaba. Vedeți? Soția dumneavoastră nici pe un pic nu s-a enervat că... Că a venit alta. Că a venit alta, nici nu s-a enervat niciodată, nici așa, pe moment.
Așa, o lecuțică de-am cam era, o lecuțică, da. Spuneți-i soției că eu am acasă varză murată și vine neapărat în vizită. Și pe când și o melodie? Nu, eu am să-i duc morcov în cealaltă. Eu morcov am, morcovii meu e acasă, are 2 metri. Ei 2 metri strâng din tot blocul. V-am pupat, să aveți o familie frumoasă. Seara frumoasă, la revedere. Eu aș fi sănătos, o seară bună.